Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou vlog de pe acest canal de YouTube. Ei bine, după cum v-ați dat seama și din acest titlu, vă voi povesti cum se petrece Crăciunul în China. Pentru că sunt sigur că sunteți foarte, foarte curioși din moment ce ați intrat pe acest clip. Înainte de a începe acest vlog, aș vrea să dați acolo mai jos un like acestui videoclip, pentru că m-ar ajuta foarte, foarte mult. Crăciunul este destul de popular în China de vreo două secole încoace și, bineînțeles, nu este la fel de important acolo Crăciunul pe cum este aici sau oriunde altundeva în Europa sau în America. Mă rog, în Occident. Majoritatea chinezilor chiar nu celebrează această sărbătoare, în special chinezii din zonele minoritare sau rurale, unde influențele creștine și occidentale sunt destul de neglijate. Pe la sfârșitul lui noiembrie, deja în orașele mari ale Chinei, se desfășoară diferite activități normale de Crăciun. Prin activități normale mă refer la muzică de Crăciun pe stradă, decorațiuni, luminițe de Crăciun peste tot, în hoteluri, mall-uri, școli, etc. Iar această sărbătoare pentru chinezi este o ocazie foarte bună de reîntrunire a familiei sau a prietenilor sau a cuplurilor și așa mai departe. Cadourile din China sunt puțin mai diferite față de cele din Occident, adică au o însemnătate mai mare. De exemplu, atunci când primești un cadou în China, trebuie să-l desfaci pe loc. Nu contează dacă este ziua Crăciunului sau nu, trebuie să-l desfaci efectiv acolo pe loc. De exemplu, eu îți dau un cadou acum, tu îl desfaci pe loc, nu mă interesează ce zi este. Iar pe lângă acel cadou se adaugă un măr pe care este inscripționat un mesaj sau chiar și o inimă, care este foarte populară în China, pentru că se zice că dacă mănânci măr în ajunul Crăciunului, vei avea pace și o sărbătoare fericită. Pentru că atunci când zici măr în chineză, poate însemna și pace, dacă îi schimbi tonalitatea, bineînțeles. Cam așa arată Crăciunul în Hong Kong. Ei sărbătoresc pe 25 și 26 decembrie Crăciunul, la fel ca la noi. Pe 25 este ziua Crăciunului, iar pe 26 este The Boxing Day. Această tradiție este luată de la englezi. Băncile sunt închise în perioada aceasta, dar chinezii nu ratează nicio oportunitate de a face bani, așa că majoritatea magazinelor, mai ales cele de haine, sunt deschise, pentru că perioada aceea este o perioadă foarte mare de shopping. Toată lumea este la shopping. Iar pe 26 decembrie, atunci când angajații lucrează, își fac cadouri între ei. De asta se numește Boxing Day. Ceea ce este foarte tare, iar Hong Kongul se află pe primul loc din China, unde se celebrează Crăciunul cel mai bine. Al doilea oraș cunoscut din China, unde se sărbătorește Crăciunul foarte, foarte frumos, este Beijingul. Aici, de obicei, această sărbătoare este pentru acele întruniri în familie, prieteni, cupluri, etc., la care, bineînțeles, se simt bine și petrec împreună. Oamenii din această perioadă lucrează doar dacă este în timpul săptămânii. Dacă este weekend, își iau liber. Desigur, din nou, este o perioadă aglomerată de shopping, iar la hoteluri se servesc diferite platouri speciale de Crăciun. Al treilea oraș unde se sărbătorește mai intens Crăciunul este Shanghaiul, unde am fost eu în vară acum, unde sunt toți oamenii de afacere și desigur este și acel mare World Trade Center. Oamenii din acest oraș desigur profită foarte, foarte mult de această ocazie de a face cât mai mulți bani, iar magazinele sunt deschise și decorate într-un mod cât mai special pentru a atrage clienți. Ultimul oraș de pe această listă pentru acest vlog este Guangzhou. Uneori Crăciunul pentru acest oraș este puțin mai special decât festivalul primăverii. Chiar mă mir. În special pentru tineri. Acestea au trei lucruri favorite pe care să le facă de Crăciun. Adică tinerii, bineînțeles. Shopping, distracție, adică party-uri și, desigur, mesele foarte mari ca să mănânce. Deci dacă am așa sărbătoresc oamenii din China Crăciunul, știu că acest vlog este postat puțin mai târziu decât trebuia să-l postez ieri, dar din păcate nu am apucat să-l fac pentru că am avut ceva treabă. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share să vadă și prietenii voștri, nu uitați să vă abonați la acest canal de YouTube și să activați acel clopoțel, m-ar ajuta foarte, foarte mult, să dați și un follow pe Instagram, acolo postez aproape zilnic cu ceea ce fac eu și vă doresc sărbători fericite, Crăciun fericit cu întârziere, îmi pare rău. Bizen în continuare, ne vedem pe data viitoare, mersi foarte, foarte mult de vizionare. Bah!